Bună, dragi prieteni! Unii pui de animale se dezvoltă într-o căsuță plină de substanțe nutritive și îi protejează de mediul extern. Cu toate acestea, unele animale depun ouă complet diferite de cele pe care ne-am obișnuit să le vedem în magazine. La sigur v-am făcut curioși! Dacă vreți să priviți acest filmuleț, puneți un like, abonați-vă și să începem! Pentru început, haideți să ne teleportăm în Australia, ca să vizităm cele mai mari păsări de pe acest continent, emu. Ca mărime, cedează doar struțului și depun ouă de dimensiune corespunzătoare. Greutatea unui ou este de 700-900 grame. Ca să înțelegeți, cântărește cât 10-12 ouă de găină. Totuși, chiar dacă ouăle de emu sunt comestibile și chiar considerate un delicates, ar fi păcat să spargem o astfel de frumusețe. Priviți ce culoare uimitoare are! Seamănă cu o piatră prețioasă. Apropo, masculul este cel care se ocupă de procesul de incubație. Timp de 2 luni, masculul nu părăsește postul și practic nu mănâncă nimic. În această perioadă, el devine foarte slab și extrem de agresiv. Potrivit zoologilor, cei care decid să deranjeze tatăl grijuliu pot primi o lovitură puternică cu piciorul. Deci, aceste ouă chiar sunt fenomenale. Tinamou. Ouăle depuse de tinamou sunt o adevărată operă de artă, arată de parcă ar fi fost șlefuite. Suprafața lor este absolut netedă, practic te poți vedea ca în oglindă. Principalul lucru care le face cele mai spectaculoase ouă din lume este culoarea lor. În timp ce alte păsări încearcă să-și mascheze mai bine ouăle, aceste păsări nu au nicio grijă. Verde, violet, turcoaz, cafeniu, galben, ouă de care doriți. Aceste păsări le pot face pe toate. Bineînțeles, oamenii de știință s-au întrebat de ce tinamou alege culori atât de îndrăznețe în ciuda amenințării prădătorilor. Au făcut multe teste, dar nu au găsit un răspuns. Ouăle exotice își pot schimba culoarea în funcție de unghiul din care le priviți. Asta este tot ce au descoperit oamenii de știință. Poate acesta este secretul. Când văd această magnifică coajă, prădătorii pur și simplu nu îndrăznesc să le atingă. Ayam Cemani. Următoarea noastră destinație este Indonezia. Pe teritoriul acestui stat trăiește o pasăre care a fost numită Puiul Gotic. Pasărea lorzilor Sit și chiar Lamborghini printre găini. Da, acum vorbim despre cea mai neagră găină de pe planetă și nu este vorba doar de exterior. Ayam Cemani este neagră toată, chiar și în interior. Limba, ochii, carnea, oasele și chiar organele interne acestei găini arată ca și cum ar fi fost vopsite cu cerneală. Sunteți curioși cum arată ouăle acestora? Uite că aici ne așteaptă o surpriză. Găina absolut neagră face cele mai obișnuite ouă. În spatele acestei cochilii roz se ascunde un pui întunecat. Ideea este că deculoarea acestei rase este responsabilă mutația genetică. Acestea au o genă dominantă care reglează activitatea celulelor producătoare de pigmenți. La Ayam Cemani este de 10 ori mai mare decât norma. Da, acest lucru nu se aplică ouălor, totuși trebuie să existe cel puțin un punct luminos în viața acestei păsări. Pasărea kiwi. Cunoaștem pasărea kiwi ca fiind una dintre cele mai bizare păsări de pe pământ. Penele seamănă mai mult cu blană și nu pot zbura. Deci, parcă nici nu este pasăre. Totuși, așa cum sunt, kiwi ca și toate păsările depun ouă și aici își demonstrează originalitatea. Încă credeți că cel mai mare ou din lume este depus de struțul african? Aveți dreptate, dar numai dacă să judecăm după mărimea absolută. Dar dacă să comparăm greutatea relativă cu dimensiunea păsării în sine, atunci masa unui ou de struț este de numai 1% din greutatea lui. Kiwi este o pasăre de mărimea unei găini, care depune un ou cu greutatea de 450 de grame, aproximativ 20 sau chiar 25% din masa sa. E ca și cum femeile ar naște bebelușii de 10-15 kg. Pentru a face față acestei sarcini, timp de 30 de zile, femeia trebuie să mănânce de 3 ori mai mult decât cantitatea obișnuită de mâncare. Plover. Imaginați-vă că sunteți o pasăre mică neajutorată. În plus, natura v-a așezat într-un loc în care există puțină vegetație, dar mulți prădători. Această pasăre a găsit o metodă bună pentru a-și apăra puii.
Ambele specii ale acestei păsări, și cele aurii și cele asiatice cu aripi brune, depun ouă practic inaccesibile vederii oaspeților nepoftiți. Culoarea galbenă-maro permite ouălor să se contopească cu peisajul tundrei. Pasărea este atât de încrezătoare în această deghizare, încât a decis să nu cheltuie timp și energie pentru construirea unui cuib. Sapă o mică gaură, pune puțină iarbă și se primește un camuflaj perfect. Caira. Dacă unul dintre punctele călătoriei voastre va fi coasta Atlanticului de Nord, acolo veți putea observa o imagine extrem de ciudată. De pe stâncile abrupte de câțiva metri, veți vedea cum cad niște pui. Să nu vă grăbiți să vă faceți griji, o fac pentru că vor să trăiască. Aceștia sunt puii de caira. Dimensiunea aripilor nu le permite să transporte hrana în aer. Din acest motiv, ei merg în apă unde părinții îi vor hrăni. Dintre toate păsările, ouăle de caira sunt probabil cele mai unice. Fiecare dintre ele are o culoare și un model individual. După cum spun experții, acest lucru ajută păsările să-și recunoască viitorii urmași când se întorc acasă din mare. Probabil că ați observat încă o ciudățenie. Ouăle au o formă de pară. Aici totul este simplu. Aceste păsări nu au din ce să-și facă cuiburi, așa că își depun ouăle chiar pe stâncile goale. Acestea au așa o formă ca să nu se rostogolească. Șoimul călător. Pentru a vedea ouăle acestei păsări, va trebui să o urmărim mult timp. Ea este considerată cea mai rapidă din lume. Șoimul călător atinge o viteză de peste 322 de km pe oră. Nici o ființă vie de pe pământ nu se mișcă mai repede. Cu toate acestea, dacă printr-un miracol reușim să ajungem din urmă această pasăre, în cuibul ei ne așteaptă o surpriză frumoasă. De obicei, femelele depun doar 3 ouă. Priviți această culoare roșie-caștanie strălucitoare. Petele întunecate le oferă un fel de aspect cosmic. Dacă aceste ouă ar fi fotografiate pe un fundal întunecat și puțin prelucrate prin Photoshop, nimeni nu le-ar deosebi de planeta Marte. Unii oameni chiar vânează aceste păsări, dar nu pentru aspect. Puii acestei păsări sunt foarte apreciați de vânătorii de șoimi. Atât, prieteni, sperăm că v-a plăcut acest filmuleț. Nu uitați să scriți un comentariu, să vă abonați și să apăsați clopoțelul ca să nu pierdeți niciun episod. Pe curând!